Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieți, și în final ne-am întors cu un nou episod din FIFA vs. Fotbal. Îl avem lângă noi pe Toma Nicolau. Salut, Toma! Salut! Mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Eu mersi că ai venit aici la noi. Toma, te rog frumos în primul rând să te prezinți celor care nu te cunosc și mă urmăresc pe mine. Toma Nicolau, sunt din Piatra Neamț, am jucat la Ceahlău, apoi m-am mutat în București, am renunțat la fotbal și acum fac asta doar de plăcere aici la Atletico Floreasca. Eu am un blog de sport, se numește tomanicolau.ro, scriu pe el despre fotbal în primul rând, dar sporturile de iarnă sunt foarte tari și scriu și despre asta. Și tenis parcă mai scrie, ai avut și cu Halep, cu Simona. Am avut și un interviu cu Halep, nu, sport tare. În general. O să găsiți linkul în descriere, puteți să vă, poți să și abonezi dacă nu mă înșel. Cum să nu? Pe site cum foarte, foarte tare, deci neapărat click pe linkul din descriere și vă abonați acolo. O să vă explic pe scurt și probele. O să avem așa. Să dăm la bara transversală cel mai bun din 5. Penalti cu piciorul drept, penalti cu piciorul stâng și băgăm și niște lovituri libere? Băgăm. Și niște lovituri libere. 4 probe, depinde pe parcurs, poate o să mai adăugăm sau o să scădem una. Cum o să contezi aceste probe în legătură cu proba de FIFA? De fiecare dată când pierzi o probă la fotbal, o să pierzi jumătate de stea la echipa pe care vrei să o alegi în FIFA 17. Ce părere ai, Toma, de asta? Bă, mai jos de 2 stele n-am deci suntem ok. Hai, mă, fi serios, fost la Ceahlău, fost la Craiova. Poate la FIFA să am un avantaj, dar aici, pe terenul tău, acasă, la tine, e avantajul de partea ta. Înainte să începem probele, băieți, bineînțeles, e o revenire de senzație această serie. Peste 10.000 de like-uri, dacă voi vreți să o vedeți încă o dată pe canal, să zic în maxim o săptămână. Ceva ce e posibil să nu fie observat voi. Bările sunt mai subțiri decât cele normale. Acum o continuăm să filmăm până dă șoviță una. Mai durează un pic. Dau prea ușor, mereu. Am terminat cu crossbar challenge-ul și acum o să începem cu penaltiile și loviturile libere. Îl avem pe Cătălin lângă noi, portar la Atletico Floreasca. Da. Salut, Ovidiu, îmi pare bine. Negociez eu după aia cu el ce să facem la penalti. Nu, asta nu e influențabil. Ei doi sunt cu echipieri, îți dai seama cum o să fie. Noi nu putem să influențăm. Totul e împotriva mea. Totul e împotriva mea azi, tot. Not bad. Oh, intenționat, da, da. 4-4. Hai. Nu vine să cred că mă bate pe drept. Nu cred așa ceva. Am noroc, am avut noroc, recunosc. Hai. Nu știu ce am impresia la ultima lui din cele 5, că m-a lăsat puțin, a văzut de scăriță. Pe cuvântul nu are că nu, la stângul nu se mai întâmplă. Hai că la stângul ziceai că nici tu nu prea le-ai. A, uitați să vă zic, el bate, a bătut penaltiul la Ceahlău, era desemnat de antrenor, adică da, s-a văzut, da, numai da, vinclu, da, vinclu, da, puțin noroc la bar acolo. Și acum afli că la Ceahlău jucam mijlocaș stânga. Mijlocaș stânga! Bun! Na, poftim! A treia. Du-te bine. Gol! Chiar aș încerca. Bun. Ei, atunci a final.
terminat primele 3 probe, băieți, 2-1 pentru o viță, puțin ca norocos, îți recunosc, da, încă nu-mi revine șocul ăsta. Face parte din fotbal. Acum probabil este cea mai dificilă probă, după cum vedeți în spatele nostru avem și un zid. Bună! Wow! Nu cred! Au dai 3 acum, știi, ca să nu mai dăm una după aia. Mă duc acasă. Hai mă! Ui! Bă, avere 3! Hai mă, hai mă! Bine, Cătă! Pe-a lui n-ai scos-o! Bravo, Cătă! Toma a dat puțin mai tare lovitură liberă. Am avut și câteva bune, aproape de țintă, dar din păcate am ratat. A fost mai bun la proba asta, a fost mai bun. Felicitări, Toma. Felicitări. Terminăm 2-2 la probe. Îți mulțumesc, Cătălin. Plăcere. Te mai așteptăm. Un portar adevărat la șuturile mele, la Toma, să vedeți prietenia, prietenia. Și vă aștept în 1, 2, 3, 4, 5, 6 la jocul de FIFA. Faptă. Nu prea multă, nu prea multă. 51% pentru mine. Eu plecam pe contra asta, nu? Deci manevră pe bune, e prost rău de pe controlul ăsta. Asta se întâmplă, era manevră. Ia uite, ia uite și acum, ia uite cum vine. Ia uite. Vrei să-ți gândesc, dar? Nu mai cred, dar. E tactică, trebuie să-mi turnui până în 80 și apoi... Da, eu știu că acum și apasă aria niște butoane pe aici pe la spate. Bună, 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 asta, frumos gol. Baca, baca, baca. Și da, ce să zic, este... Deocamdată este bine, uite, mai ce m-am repezit. Da, bine, fault. Lasă care vantaj. Poate de aici. Au! Mai bine să dea fault. Ce fault, Hagi, n-a fost un fault? Eu cred că are un fault. Auzi, voi, fault. Ia uite, Cuadrado, ce supărat e. N-ai câștigat. Columbia coming forward. No, 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 no. Relaxează. La corner bagi tu corner ca oamenii sau numai acolo? Vrăjeala din asta. Vrăjeala asta, uite și tu! Este, nu e... Este că știi tu să apeși dinainte să ai doi oameni acolo, adică asta e tot. E mult. Ia, nu e, nu e, nu e. Nu e, n-ai cum, n-ai cum. N-ai cum, mă. E a doua lui Sanchez, e a doua, mă. Oh! Nu! Nu, 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 nu. E gol asta. Oh! Ia, șut, portarul e pe jos! Lasă-te pe ea! Oh! O spina, o spina, o spina, o spina, o spina. Oh, nu mai joacă, nu ai nicio șansă. Uite, frumoasă prima repriză, frumoasă prima repriză. Volum, fotbalul. Shit, shit. Tocmai de asta n-am mai dat. Vreau să jur că faci o țigură din asta. Nu pot să cred! Vreau să jur. Sun! Hop, 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 hop! Bună asta. Nu pot, foarte bună apărarea. N-am ce să-mi reproșez. Stai, stai, cu ce? Dar cu dreptul? Cu dreptul? Cu ăsta? Am chiar zău vin nimeni, n-am ce să-mi reproșez. Și ce, filmezi? Nu mă bala peste. Să-mi urechi. Ce plemetri mi-ai. Ia, scrie și mie numărul tău. Acum, 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 stai niște. Ia, scrie. Acum, acum. 07 nu scrie tu. 8989 scrie tu. Nu scrie tu. Nu scrie tu. Nu scrie tu. Nu mă scrie. Hai. I-am primit și tu. Hai, bă. Nu m-aș bucura de victorie, mă, în condițiile astea. Hai.
Cel mai aproape meci, cred că episodul numărul 10 sau 11 din FIFA versus fotbal. Am mai avut un 1-0 cu Andrei Ciolacu, strânse tot meciul. Dar trebuie să se vadă că eu aici în jur am avut fani. Ia uite, sunt toate. Și asta m-a ajutat de sesit când joceam. Da, ne plac ăștia slabi, noi pe ăștia slabți. Da, the underdog. Toma. Hate. Să vă fie rușine. GG Toma. Mulțumesc. Foarte bun. De fapt, el nu joacă FIFA foarte mult, dar se vede că fost fotbalist, înțelege jocul de fotbal. Cum vă ziceam la începutul episodului, 10.000 de like-uri pentru un nou episod din seria FIFA versus fotbal. 10.000? Da, 10.000. Eu nu cred că am 10.000 de toți în istoria Facebook-ului meu. Stai liniștit, se vezi că ei vor cu adevărat să continue această serie. Toma, mersi frumos. Și eu mersi. Băieți, v-am pupat. Ne vedem la viitor. Pa, pa.